Hotărârea luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv în weekend, confirmată ulterior de Federația Internațională de Gimnastică și de Comitetul Internațional Olimpic, este acceptată de oficialii americani. Federația de Gimnastică din Statele Unite vrea să aducă noi probe video prin care să demonstreze că antrenoarea sportivei Jordan Childs s-a încadrat în termenul regulamentar de un minut pentru depunerea contestației. Totul se va decide la Tribunalul Federal Elvețian. Să până atunci, verdictul TAS rămâne în picioare. Ana Maria Bărbosu trebuie să primească medalia de bronz pentru finala de la sol. Se alătură însă cu toate explicațiile direct de la Paris colegul meu Eduard Popescu. Edi, bine te-am găsit. Care este situația? Până la urmă se mai schimbă ceva? Te ascultăm. Bun găsit, rămâne o speță complicată, un caz complicat, dar nu se modifică nimic momentan. În continuare, Federația Română de Gimnastică este în pole position, dacă putem spune așa, iar Ana Maria Bărbosu este sportiva care încheie pe locul 3, acea finală de la sol, și automat trebuie să își primească medalia de bronz. Am văzut aseară Federația Americană de Gimnastică a emis un comunicat de presă prin care a anunțat că a intrat în posesia noi dovezi, probe video, care atestă, spun oficialii americani, faptul că antrenoarea sportivei Jordan Childs, Cecil Landy, s-ar fi adresat juriului, arbitrilor de la finala de la sol, în termenul regulamentar de un minut, impus mai exact după 47 de secunde. Cecil Landy, antrenorul coordonator al lotului american de gimnastică, ar fi solicitat acea contestație. Sigur, americanii acum vor să și probeze acest lucru și susțin că au trimis înregistrările la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, însă, foarte important de menționat, acea comisie ad hoc a TAS, care a funcționat aici la Paris pe perioada Jocurilor Olimpice, a fost dizolvată. Practic, ea și-a încheiat activitatea, această divizie ad hoc, aseară, odată cu încheierea Jocurilor Olimpice. În această situație, oficialii americani vor recurge la ultima cale de atac posibilă, își vor juca ultima carte și e de înțeles asta, vor merge cu acel recurs formulat la Tribunalul Federal Elvețian, este ultima lor cale de atac. Orice decizie a Tribunalului de Arbitraj Sportiv poate fi atacată cu recurs la Tribunalul Federal Elvețian, însă doar pentru anumite chestiuni ce țin de procedură. Nu se va mai intra așa pe fond cu discuțiile, nu se vor mai discuta toate aceste aspecte, ci doar chestiuni ce țin de procedură. De aici și, până la urmă, optimismul avocaților români care au reprezentat partea română, faptul că deciziile acolo la această instanță supremă din Elveția se schimbă foarte rar, procentual mai puțin de 1% dintre spețele care ajung la Tribunalul de Arbitraj Sportiv primesc soluții diferite față de ceea ce a decis Tribunalul de Arbitraj Sportiv, ceea ce sigur este o veste bună, pentru că noi așa ne așteptăm și dorim ca medalia de bronz să revină sportivelor noastre, uneia dintre acestea, în cazul de față Ana Maria Bărbosu. Așadar, aceasta este situația pe scurt și rămâne de văzut și când va primi Ana Maria Bărbosu medalia. Sursele noastre spun că în continuare rămâne valabil ce am comunicat ieri. La București ar urma să se întâmple acest lucru și medalia ar putea fi oferită de către Octavian Morariu, singurul român membru al Comitetului Internațional Olimpic.